Vrei și tu de-astea? Stai la rând, stai la rând. Hai răbdare. Vai, câte mutre faci. Hai. Ai apărut și tu prin desuță. Asta nu te vine, e tare timidă. Pisica asta. Pisica, da. Spumica. Hai, spumiță. Cu mine vine întotdeauna, dacă ce nimic. Mă lasă că s-a învățat. Eu am mângâiat-o. Le-am blocat aici la prima, la iarnă. N-ai cum să-i blocheze. Să stea la căldură, măcar până și-or găsi ieșirea să vadă cât e cald aici. Ca astea la altie, puii ei. Stau aici să joacă. Da. Sunteți gata? Adios păți. Hai. Oameni buni, suntem astăzi în cetatea asta. Nu știu. Suntem la mijlocul octombrie. Oameni buni, suntem la mijlocul lunii octombrie și m-am socotit că ar fi bine să vă mai arăt o dată cam cât lapte dau caprele noastre în perioada asta. Bineînțeles că lactații au scăzut mult, pentru că aceste capre sunt fătate din februarie 2024 și martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august. Suntem la 8 luni de la fătare, dar spre deosebire de alți ani, noi încă le mulcem, pentru că anii anteriori le cam încetam mulsul când le dădeam la muntă. Nu le mai dădeam cereale și le opream lactația, mulgându-le din ce în ce mai rar. Care e motivul pentru care le opreai lactația atât de repede? Păi, principalul motiv era că eram sătui de mult, de atâta mult la mână, chiar dacă doar 7 capre de mult. E destul de obositor. Și acum suntem cam sătui, dar ne-am dat seama că cel puțin anul ăsta suntem curioși să vedem până când merge lactația la caprele noastre. Pentru că îi văd pe alți crescători care unii spun că nu pot opri caprele lor din lactație înainte de fătare. Ceea ce e foarte important. Capra trebuie să hodinească vreo 2 luni de zile cel puțin înainte de a făta ca să le facă corpul și să se recupereze un pic. Și energia să meargă în... Da, capra să-și înceapă puiul un nou care ciclu. Se dezvoltă. Da. Deci ca să se dezvolte bine nou ier din burta caprei, chiar trebuie să odihnească un pic, să aibă un repaus de lactate. Cam ăsta a fost motivul pentru care noi am oprit lactația și motivul pentru care anul ăsta merem un pic înainte. Pe lângă faptul că de ce să nu valorificăm capra asta atâta timp cât ea produce, nu? Că în alți ani eram poate mai delesători în sensul ăsta, că a, pe lasă că s-a hodinit și ne-a dat mai mult la anul. Ea nu dă mai mult la anul. Capra dă lapte tot timpul anului, dacă e productivă și dacă dai bine de mâncare. La partea cu mâncarea, să știți că noi nu le dăm mâncare foarte bună la caprele noastre, le dăm fân. Da? Cel mai bine le-ar plăcea lor să le dăm lucernă. Și vara și iarnă. Anul ăsta ne-am cumpărat vreo 12 baloze de lucernă bună, cu asta ar treia. Și suntem numai curioși. Numai un pic, că tare fain să joacă acolo spumă. Hai, stai. No, ia uite-te câteodată asta. No, stai. No, ia uite, prima capră,
Aici e 750, aici e cam 600 și spuma. Da. Da? 600 de mililitri la o mulsoare. Încă le mulgem de două ori pe zi. Deci aproximativ jumătate de litru de capră. Cel puțin asta, acum sunt care dau mai puțin. 600 de mililitri mulțit cu 2, cam 1 litru 200, în jur la 1 litru la zi, da, acolo suntem. Dacă în primăvară umpleam o carafă de asta de la o singură capră, acum se umple de la două capre. Și uite, atât ai spumă și aici ai 125 de la două capre. Primăvara, vara, laptele nici nu e așa de gras, acum e mult mai multă spumă. Spuma de deasupra e grăsime, practic. Cam 1 litru 300 de la două capre, după ce se decantează și spuma, că spuma e lapte aerat. Dar noi suntem mulțumiți. Ar fi și păcat să nu fim mulțumiți la 8 luni de la lactație, la 8 luni de la fătare, capele astea și cu fânul ăsta. Da. Zici că ai fân rău sau ce? Nu-i fân rău, că-i fân bunicel, dar nu e... Nu-i lucernă. Nu-i lucernă. Lucerna are mai multă proteină. Capra altfel produce după lucernă și după ghizdei și după tricoi și alte... fânuri, da? Speciale. Noi avem fân de grădină, nici măcar ăsta nu foarte calitativ, dar e bun. Plus că pe deasupra ăștia trei baloți care mai am aici îs de acu 2 ani. Sau de anul trecut? Numai de anul trecut pot fi, nu cred că o rezistat atâta la noi. Până dacă stă foarte mult, și el își pierde calitatea. Deci își pierde în proprietăți. Omul un an și ceva nu-i foarte mult, dar nici nu e ca cum e acum aproape scosit. Tu, deci capra asta așa mă privește. Cum te privește? Uită-te la ea cum stă și se uită la mine. Vreau să pună niște întrebări. Hai, cum o cheamă, Cuțu? Pe care? Pe asta. Aia e Loli. Loli. Loli, spune tu întrebări, că place eu am rămas fără idei. La Măriuca nu-i place cum am îmbrăcat. Uite ce față are ea. Sunt amămiroase. Bun, deci și fânul își pierde din calitate stând așa degeaba. Da, deja dacă trece în al doilea an, cum sunt baloții aia din pod, care am cumpărat de la cineva și nu eram sigur că de când îs, ăia deja de 2 ani în pot. Uh-huh. Păi și noi scoți să-i dai și să-ți cumperi păi alții. Păi le dau pe rând, dar... Na. Îți mai cumperi alții sau nu mai cumperi anul ăsta? Băi, n-am bani. Când voi avea bani, aș mai cumpăra. Dacă aș avea încă 2000 de lei acolo să nu fiu... să nu știu ce să fac cu ei, aș mai lua. Dar în momentul de față trebuie să băgăm curentul în cătun. Așteptăm să ne vină la branșament acolo și o să mai fie acolo de cheltuit. Na, asta suntem noi, că întotdeauna facem cheltuieli și avem planuri și cheltuieli așa pe termen lung și pe perspectivă, pe chestii pe care le vom folosi mai mult în viitor. Sunt investiții, de fapt. Pentru că acolo în cătun greu ne descurcăm fără curent. Și ia ca așa. În tot anul tragem câte ceva și facem câte ceva înainte. Deci, rămâne de văzut dacă vom mai cumpăra fân să băgăm în pod, că podul e cam gol acum. Dar avem afară băloți mari, avem o vârcitură făcută cu fânul din cătun. Și de-a mai trebui, o mai cumpăra la primăvară din apucă mă munt oameni.
de nu ne ajunge. Vom vedea cum a fi iarna, că dacă iarna moale le scoate pe aici, pe livadă, pe la vecina și a unde parte. Pe măriuca întătăză o scot când nu plouă aici pe dungă, pe lângă casă. Este iarba, acum este iarba, numai că îi bag cu rauă, bag cu brumă, bag plouă și nu le pot scoate tot timpul. Pe capre, nici nu le-am mai scos. Și am văzut cum le-a scăzut lactația, că de vreo două săptămâni nici nu le-am mai dat drumul din adăpost. Ele sunt și mai sensibile cumva în sensul ăsta, că... Dacă iudă iarba nu le place, dacă umblă și la iarbă și la fân, parcă nici una, nici alta nu le tare place. Acum le văd că mănâncă din ies, le golesc tot acolo și... Încă nici nu le mai mădăresc cum le mădăream când erau gestante, că e acolo eu tava sus în pod și ghizdeiul pus, uite ce frumos l-a strâns. Dar acum, pe final de lactație, le umplu acolo ieslea și ce nu gata în prima zi, rămâne pe a doua zi, nu le mai pun proaspăt. Cum a fost aseara, aseara nu l-am pus. Și destul de goală ieslea. Ce mai rămâne, uite așa, ce mai rămâne cotoarele astea, le trag la măriu, ca și ele tot întorce într-o parte și în alta. Dar ea le mănâncă până la urmă, că ea e ultimul rumegător care mănâncă na linjă munchit, care mănâncă resturile. Și bivolilor le place să mănânce mâncare cât e bună, numai că bivolul mănâncă și mâncare mai rea. Și atunci nu am aruncat fânul să-l aruncăm sub porci, că avem destul ce rămâne aici de la ea strouc și chiar niște capete care le dăm la porci și pe sub porci și de așternut. Dar cât de mult să mânce e. No, și ăsta e aproape 125 de... aproape 1 litru 250. Încă mai face Andreea produse, încă îmi face iaurt, încă mai avem cerere la produse cât un pic și... n-avem alt venit. Noi din animalele astea trăim. Puținul venit, ceva mărunțiș, ce mai facem din YouTube, completat cu laptele de capră produse și... Că tare mult, îți mere pe jos. Mere mult pe jos? Asta dă destul de bine. Asta se mulge foarte ușor, că este una așa de ușor, se mulge, e fantastic. Asta? De-aia zboară peste tot, că tare... Mă duc să văd pisicile astea cum se joacă. Mă enervează că se sperie când mă duc la el. Ce faceți? Ce-ați primit acolo? Ce-ați primit? Pur nici la mamă, nu-i pus în pic. Mere la acolo, la ce rămâne de la iarnă. De aia ce împachetează măriuca, așa că ce-o gură și... pentru noi, pentru mine, prezența aici în adăpostul animală e un fel de meditație. Pentru că... atunci când ești aici și l-aud pe ăla cu molfă, știu că e fericit. Aia de acolo, dacă sunt cu capul în troacă și nu fac gălăgie, iar e bine. Asta când o auzi cu un rumegă, animalul are așa ritmul lui în care rumegă. Da? Dacă, hai mai. Dacă stați să ascultați ritmul în care rumegă un animal, și vă concentrați să înțelegeți treaba asta, e un ritm așa de bunăstare, de liniște. Pentru că animalul ăla mănâncă și nu mănâncă ca noi oamenii cât e de bună mâncarea, hai să o înghițim repede și să o dăm pe gât.
El o mestecă în ritmul lui. Rum, 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 rum. Așa îi fac măsalele la Măriuha. Și ochii fac sclipesc de bucurie, de fericire că mănâncă. Dar uite-te la ea cum s-a oprit acum din mâncat, ca și cum n-am. Nu mă filmați când mănânc. Știe că vorbim despre ea. Ce vrei? Astealaltă căprițe la fel. Chiar dacă rumegă mai alert un pic, dar parcă te atrag așa cu energia lor și cumva tot timpul că ar cer ceva. Cumva tot timpul ce se întâmplă. Na, mie când îmi vine rândul, zice asta, că mă știe deja și pe astea micuțe, trei ieduțe ce le avem din primăvara asta, le băgăm în tura a doua și le dăm și lor câte jumătate de cană de făină, de cereale granulate. Și ele așteaptă cu nerăbdare acum să le deschid pe astea, cu o gătă de lins, și să vină ele. Deci e o întreagă industrie aici, energetică și industria relaxării. Așa, mamă? Așa-i? Ha. Da. Ne mai scriu unii oameni în comentarii și ne zic, vai de mine cât aveți de lucru acolo la țară, mai puteți? Eu știu că oamenii zic asta cu drag și cumva ne admiră și ne laudă că muncim atâta. Sunt alții care muncesc și mai mult. Însă ce vreau să zic cu asta e că sigur e muncă. Nu poți să o încadrezi la relaxarea, nu poți să o compari cu relaxarea care o ai când stai puși în loc și privești în zare, marea sau oceanul. Însă e o frecvență de asta sufletească foarte bună și foarte bună, foarte pozitivă ce facem noi. Chiar dacă are momente de oboseală, pentru noi creșterea animalelor nu este grea la momentul de față. Sigur că suntem sub 40 de ani și totul facem așa fluierând. Însă eu cred că așa trebuie să facă oamenii. Mie mai scriu câte unii și zic, da, foarte frumos, așa trăiau bunicii noștri, foarte frumos, vă admirăm pentru felul și straiul care l-aveți, dar astea trebuie puse bazele acum. Degeaba vin oamenii la 50-60 de ani să-și cumpere capre și fug după capre și caprele fug de ei și așa mai departe. Noi socotim că omul românul, e bine, până mai putem să ne creștem propriile animale, că restricțiile sunt tot mai multe, și restricțiile sunt făcute de aia care nu știu cu ce să mănâncă, cu ce să crești un animal și cum să crești un animal. Au ei o idee de aia probabil din birou și vor să, nu știu ce vor să facă. În general, sunt prea multe legi în România care încurcă pe omul care are dreptul să-și crească mâncarea. Așa-i? Măriuca. Acum sigur că sunt oameni care bajocoresc animalele și nu le îngrijesc cum trebuie. Dar ăsta e și motivul pentru care îndrăznim să ne expunem atâta pe internet, pentru că animalele astea, uitați cum ne iubesc, chiar dacă, cum ziceam mai devreme, nu avem cel mai calitativ fân, dar le îngrijim, au apă, sare, fân. Eu chiar mă mir de Măriuca. Să știi că mă mir de ea cum pe pășunea asta, care e bună în Maramureș, am avut și ploi la timp și am avut tot ce trebuie, dar uite-te câtă carne s-a pus pe ea și grasă. Nu-i crescută cu lucernă sau cu mâncare premium, știi? Și nu i-am dat nici făină, nici cereale și de Iancu, de mânzul nostru ce l-am avut. Știu că unii crescători de cai bagă în cai orz și mâncare bună și cereale. Ne și tu i-ai dat într-o... Și da, tu nu i-am dat mult, i-am dat foarte puțin. Și el s-a făcut cărnos și ciolănos. Uh-huh. S-a făcut mare și musculos. Și Măriuca. E grasă, e bine, cu pășunat și puțin. Ai văzut ce puțin i-am pus. Și nici aia nu mi-e pun tot timpul. Numai maxim o dată pe zi.
Și poate nici așa, da, numai din când... Da, cred că contează și atenția care le dai așa, să simtă că sunt iubite. Da, eu sunt ferm convins că animalele care se simt iubite dau o producție mai bună. De la loc! De la loc! Ziceau încă în comentarii, zicea cineva că cum înțeleg eu cu animalele și cum le înțeleg. Păi, na, din cauza că am timp să stau cu ele și mă tătuit și le văd privirile și văd, le văd obiceiurile și le văd comportamentul, na, tu după ce mi-ai mai venit? Că am mai mâncat. De ce-ți mai trebuie? O vine să-ți dai un pupic ca să-ți mulțumească. Ai vine să-mi dai pupic? Ia să văd ce pupic îmi dai. No. Ni, pupici primez de la oricine. Numai de la șoareci, nu. Hai, da. Nu, că eu vin să vadă, nu? O, dacă mă fac eu nu știu cum, oare mai îmi dă o tură? Asta vreți să-mi vadă pălăria. Bun. Deci asta, că dacă stăm lângă ele și ne facem timp să ne uităm la ele, animalul crește și se dezvoltă sub privirea stăpânului și cu ajutorul ei. Că animalul să simte protejat de către om și să simte liniștit atunci când își știe rutina zilnică, își primește mâncarea și are și timpul lui. Și cred că le și place așa împreună, uite, și măriuca, nu-i singură, știi, cu caprele, s-a obișnuit cu el, le cunoaște. Nu-ți place de mine astăzi? Ăsta ce mai vrea? Ăsta cred că cere zăr. Vrei zăr? Ție nu-ți mai dă zăr? Vai, ce nesimțit! Când am cumpărat pe cei ăștia, mi se părea așa de ciudat tot aspectul și privirea lor, știi? Că noi tot am avut mangaliță și la ea nu prea le vezi ochii, că le stă de urechile păroși. Așa pe ochi și păroși tare, deci nu le vezi ochii, știi? Aha. E ca și cum e un animal, dar e un animal așa, hai. Fără niciun fel de vlagă. Exact. Și când le-ai adus pe ăștia, îi se vedeau așa bine ochii, tătă privirea. Au ochii aproape umani. Parcă. Da, tot ai de ciudat. Hai, ducă pe aici, ți-l loc. Hai. Asta e mai... Mai spăreată un pic. Mai începătoare, Natalie. Că numai acum, de câteva săptămâni. Le aduc și pe astea micuțe. Pentru a fi ele blânde, deja de un an și ceva le tătum după la pulpă și uite-te, vătuile care încă nu-s fătate și astea le cam probez, uite așa, să se obișnuiască, să nu... Uite-te la astea cum fac pe când le pun mâna. Vezi? Da, astea chiar la început. Îs începătoare, toată vara n-am umblat pe la ele, dar acum când le pun făină, în timp ce ele mănâncă, uite-te. Da, s-or învăța, s-or vedea că nu pățesc nimic. Da? Uite ce frumos au crescut astea două mari, care sunt pieduțe de anul trecut și acum vor făta prima dată. Eu cred că s-au montat pentru că... Din ce văd eu, o capră montată, cam la o lună și ceva, deja începe să sătesc carpine pe aici, pe dinapoi, cu gura. Și dacă nu s-o mai întors, înseamnă că nu s-o întors, adică nu a intrat din nou în călduri. Înseamnă că e montată. Te așteptăm să fie. Îmi place că sunt capre mari. Deși am văzut la cineva aici, într-un sat vecin, niște capre foarte mari. Uite, atâta erau capre. Atâta de lungă și cam atâta de înaltă. Mari, mari, mari. Da. Noi nu exagerăm și nu ne interesează foarte mult nici talia caprei. Pentru că...
Și nici nu cheltuim mult cu ele să le dăm cereale non-stop. Acum o perioadă, primăvara le-am dat, toată primăvara la ieduțele astea. Peste vară le-am oprit un pic, acum toamna revenim iarăși. Și la astea le dau, nu le-am dat deloc peste vară, acum doar din toamnă am început să le dau, de când sunt gestante. Da. Când cum, pentru că și cerealele scumpe și un animal până l-a dus la vârsta de 2 ani să fete, hai de băga bani în iar. Și avem și pierderi, că mai moare câte unul din când în când, așa subit sau din motive chiar stupide. Dar asta e creșterea animalilor și nouă ne place ce facem. Dragilor, dacă vă place video de astăzi, ne interesează să ne scrieți reacțiile voastre în comentarii. Dați-ne un like la acest video pentru că ne ajutați foarte mult cu algoritmul. Vă mulțumim tare mult pentru vizionare. Le mulțumim și celor care sunt membri ai canalului și ne susțin în fiecare lună. Și vă salutăm și ne vedem data viitoare.